Salutare! În cazul în care vreți să aflați cine este Super Wow Nicolas și ce reprezintă pentru mine, rămâneți până la finalul clipului și veți ști tot. Super Wow Nicolas este un băiat din Suceava, un băiat în care eu am văzut un potențial super. L-am descoperit când a postat primul lui clip cu o calitate super slabă undeva la Bâlci, la Ciocănele. De atunci îl știu eu pe Nicolas. Acum vine partea a doua. Ce reprezintă Super Wow Nicolas pentru mine? Probabil că mulți mă cunosc, probabil că mulți nu. Ei bine, e timpul să mă cunoașteți. Eu sunt Mr. Rociu 85 și îmi place să fac fapte bune. Am făcut fapte bune și am organizat gesturi de caritate formate din sute, probabil chiar mii de oameni, atât în România, cât și în UK. În acest băiat eu am văzut un potențial foarte, foarte super. Înțelegeți? Adică am știut că în cazul în care el o să-și schimbe calitatea clipurilor sale, o să fie mult mai bine și o să aibă un succes. Cu toții știm că în România un tânăr ieșit din băncile școlii proaspăt nu poate avea un job, mai ales dacă nu face parte dintr-o familie super bogată. Cu toții știm treaba asta, suntem conștienți, nu? Aproximativ în luna lui iunie, ceva de genul 2017, eu eram în UK. După cum spuneam, l-am descoperit pe Alex cu clipul său de la Ciocănele, la Bâlci, la așa mai departe, la Carrefour. Și ce m-am gândit? Bă, este cazul să mă promovez și eu, este cazul să fac încă o faptă bună, dar de data asta am zis că o fac original, o fac la o scală mult mai mare. În cazul în care proiectul meu, Super Wow Nicolas, este cu succes, eu o să fiu foarte fericit și deja succesul se poate vedea, sunt deja 8.000 și de abonați pe canalul său. Abonații ăștia, vizualizările voastre, vizualizările dumneavoastră, să vă iau la persoana a treia, sunt foarte importante pentru el. Din ce cauză? Vizualizările dumneavoastră pot oferi lui Alex un viitor. Alex Nicolas, practic, este un proiect al meu, un proiect la care am lucrat destul de mult să-l aduc la acest nivel, dar știu că din luna iulie din acest an, Alex va avea 18 ani și îi voi putea monetiza canalul YouTube. El o să facă bani din vizualizări, așa că eu zic să-i oferim cu toții o șansă adevărată să trăiască din YouTube, nu? Cândva, când eram în UK încă, am făcut o serie de clipuri pe care o să le găsiți în descriere sau în cazul în care dați click pe information, nu știu unde apare, aici sau aici, tot tipul mă încurc. Lui Alex eu i-am făcut cadou un telefon, un Samsung Galaxy S7, telefonul ce îl are și acum, un telefon cu o cameră foarte bună. Ei bine, nu m-am înșelat. Calitatea imaginii sale i-a adus foarte mulți urmăritori, i-a adus foarte mulți subscriberi, ceea ce e foarte important pentru el în viitor. Eu cred că nici el măcar nu și-o da seama că de fapt pentru mine reprezintă un proiect, dar acum și un prieten. Alex, să știți că e un om foarte bun la suflet, asta eu vă garantez. Am stat de vorbă de 11.000 de ori cu el, știu ce poate, știu ce nu poate. Aducându-i subscriberi pe canal, crescându-i canalul, eu o să încerc să fac tot posibilul să îl urc mult mai mult din ce cauză. Vreau să ofer un viitor. Înțelegeți? Deci un viitor o să pot să ofer lui Alex din YouTube. Adică, practic, YouTube-ul nu este doar o platformă pe care se aplodează clipuri. YouTube-ul este un job. Acum o să mai avem noi de lucru așa pentru să învățăm cum să facem, cum să aplodăm corect un clip, să învățăm ce trebuie să spunem în clip, din alea treburi, dar asta o să se întâmple când ajung eu în România, probabil undeva în luna octombrie. Până una alta, vreau să mă prezint pe mine. Așa că în descriere
o să pun toate gesturile și faptele bune făcute, o să le găsiți în descriere, adică aici jos. În cazul în care o să dați un click pe playlistul din descriere, o să puteți rula clipurile unul după altul și o să vedeți absolut tot. Sunt niște clipuri interesante, să știți. Mult hate o să am, o să spună lumea că bă, te mândrești, dacă ai făcut o faptă bună, nu trebuia să arăt. Total greșit. Faptele mele vreau să vă inspire, pentru că sunt conștient și știu că mai sunt oameni ca mine care mai fac fapte bune. Și vreau să inspir lumea să facă fapte bune. Vreau să inspirați-vă din faptele mele. E simplu. În descriere o să găsiți playlistul respectiv. Dacă dați click pe el, o să le vedeți toate. Foarte simplu. Am făcut gesturi de caritate nu doar pe bugetul meu, nu doar cu ajutorul meu, nu. Cu ajutorul a foarte multe persoane. Persoanele respective în fiecare clip o să fie prezentate. O să fie acolo și o să fie forever and ever. Inițial eu am început cu o pagină Facebook. Apoi m-am răzgândit, am zis, bă, vreau YouTube. Așa că m-am apucat de YouTube. Cum am început eu YouTube-ul? Este cu un gest de caritate făcut în Maidstone, UK. Până la acel gest de caritate eu am uploadat clipuri pe YouTube, dar nu am luat nimic în serios. Am pus accent pe pagina mea de Facebook, care o să apară aici, la care vă rog să o urmăriți în cazul în care vă aflați pe Facebook, să-i dați acolo un like și urmărește să primiți notificări și chestiile alea. Un gest de caritate, țin minte, gestul ăla de caritate l-am făcut, este și un pic funny, pentru că engleza mea pe vremea era de baltă, mi-am început YouTube-ul în engleză, vă dați seama. Canalul meu nu este numai un canal obișnuit, este un canal pe care eu vreau să creez o comunitate, vreau să-mi adun toți prietenii, vreau să am acolo oamenii mei, mă, oameni buni. Simplu. Așa că vă rog frumos să dați un subscribe și dacă vă aflați pe Facebook, un like paginii mele, e foarte simplu, da? Eu v-am pupat, sunt Mr. Ocio 85. Hai să vedem cum i-a plăcut clipul ăsta. Dați și voi un like. Hai, ciao!